Podul peste râul Ialomița pe drumul județean 711E de la Ibrianu este un pericol iminent, iar dacă constructorul nu va urgenta lucrările și totodată nu se va respecta restricția de circulație impusă autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, se poate produce inclusiv o tragedie. De ani buni, podul este într-o stare din ce în ce mai avansată de degradare, inclusiv la structura de rezistență, iar ploile abundente din ultimile zile au afectat și mai mult podul. Culmea ironiei este că acest pod ar fi trebuit să fie în plin proces de reabilitare și modernizare, însă constructorul a lucrat din joi în Paști. Acest pod a fost prins într-un proiect de reabilitare și modernizare scos la licitație de autoritățile județene în data de 23 iunie 2019 și a fost atribuit constructorului în data de 3 aprilie 2020. Constructorul se pare că nu și-a făcut treaba, iar localnicii sunt disperați pentru că iau în calcul consecințele pe care le-ar putea avea continuarea deteriorării podului din cauza ploilor abundente. Faptul că nu există rute ocolitoare rapide pe care oamenii din Cornești să le poată utiliza pentru a ajunge în zona de câmp unde au recoltele. Este o problemă cu acel pod, este și un pod în lucru, să spun așa. S-a lucrat la picioarele podului, să zic, nu pot să vă dau date tehnice, la ambele picioare, și stânga și dreapta, și mi-e teamă să nu fie destabilizat. A apărut o groapă la intrare, am încercat cu ajutorul cetățenilor să o acoperim. Sfatul meu pentru locuitorii din zonă, să evite circulația, mai ales dacă au un o mașină puțin mai mare, să evite, indiferent cât ce cost ar presupune, pentru că nu se știe cât de rezistent este în urma precipitațiilor. Vineri seara am stat până la ora 3, am stat cu oamenii din sat care erau îngrijorați și dumnealor de apă, și abia atunci a început să scadă apa, era foarte mare. Apă care a adus mai mulți copaci. A adus plopi întregi, care rămăseseră blocați și reprezintă un pericol totuși. Urmează campania agricolă, rugămintea este și către autorități, dacă ne pot sprijini să se urgenteze lucrările, pentru că oamenii au terenuri, oamenii din satul Ibrianu și nu numai, au terenuri peste pod, și trebuie să ducă să recolteze, să trăiere, să culeagă porumbul și vă dați seama, trebuie să intre cu combină, cu tractor care depășește un anumit tonaj, un utilaj agricol încărcat. Zilele trecute, din cauza inundațiilor, pe pod nu s-a putut circula, formându-se și niște cratere, lucru pe care l-am semnalat într-un material de presă. Ceea ce este mai grav, unii șoferi de tir care nu cunosc zona și folosesc GPS-ul, ajung cu autotrenul la acest pod încercând să-l tranziteze. Primarul comunei Cornești, Radu Stancu, face un apel să se respecte restricția de circulație impusă. Cei cu GPS, chiar ieri, când eram la pod să vedem situația podului, s-a nimerit să vină și să vrea să treacă peste pod un cetățean turc cu un tir încărcat, cu roșii chiar, cu care ne-am înțeles cu greu, pentru că nu înțelegea engleză, nu înțelegea decât turcă. Și vă dați seama că am încercat să ne înțelegem până semne. Și l-am întrebat, unde vrei să ajungi? Până semne mai. Și mi-a arătat pe GPS că voia să ajungă la Băleni. Probabil că ăsta fiind drumul cel mai scurt, venind de la București, i-a arătat pe la noi. Încă o dată, dacă GPS-ul arată să o ia pe la Ibrianu, cel mai sigur să întoarcă și să ocolească, e zona pe Finta, este pe la Cojasca. Podul nu prezintă siguranță, el este făcut pentru 7,5 tone din ce discuții am avut. Cu toate că și la 7,5 tone mie mi-ar fi teamă să trec pe el. Este un pod de lemn, este un pod vechi, sunt și apele care au venit acum mari, probabil au afectat cumva structura. E de evitat totuși zona. Pentru a vedea cum stau lucrurile, ne-am deplasat la podul peste râul Ialomița pe drumul județean 711E de la Ibrianu. Dacă până luni constructorul a uitat cu desăvârșire să-și trimită oamenii la lucru, iată că astăzi
ce să vezi, câțiva muncitori lucrau la pod. Sperăm că în al nouălea ceas constructorul va trece la treabă și în cel mai scurt timp noul pod va prinde contur, iar coșmarul localnicilor din Cornești va lua sfârșit. Până una alta, podul de la Ibrianu, teoretic un pod, în realitate niște scânduri înșirate printre care se vede apa învolburată a râului Ialomița, singurul punct de trecere cel mai rapid între Cornești și Bilciurești, străbătut de zeci de vehicule zilnic, riscă să se prăbușească în orice moment. Constructorul trebuie să urgenteze lucrările și să nu mai bată pasul pe loc. Vom urmări cu mare atenție evoluția lucrărilor la podul de la Ibrianu.